Domnul Florin Cățu, președintele PNL și partenerul de coaliție al Partidului Social Democrat, a susținut aseară că este nemulțumit de modul în care se comunică în coaliție, așteptând mai mult fair play, citesc, din partea partenerilor din coaliție. Cum comentați dumneavoastră această declarație? Da, și noi suntem partizanul fair play-ului și cred că am dat dovadă de foarte mult fair play intrând la guvernare într-un context dificil pentru români și într-un parteneriat greu de explicat celor care ne-au susținut până în prezent. Este clar că Partidul Social Democrat nu a intrat la guvernare, nu știu, pentru a se preface că exercită actul de guvernare. Partidul Social Democrat a intrat la guvernare cu un program politic foarte clar, inclus în programul de guvernare. Și trebuie să punem în aplicare aceste lucruri, indiferent de consecințe, indiferent dacă deranjează, mai ales că aceste elemente sunt incluse în programul comun. Așa că o să dăm dovadă de foarte mult fair play în continuare, făcând tot ceea ce scrie în programul de guvernare și tot ceea ce ne-am asumat mai departe. Acum, evident, aceste discuții din spațiul public sunt normale, da? Vorbim de o coaliție. Am văzut-o și în Germania, am văzut-o și în alte state unde există coaliții. Nu suntem foarte îngrijorați de aceste aspecte, dar în continuare vom căuta să venim cu formule. Adică am venit cu un pachet social, acesta a fost adoptat. Am venit cu un pachet pe zona de energie, care în marea sa majoritate a fost preluată în ceea ce și-a propus să facă guvernul. Am venit cu inițiativă. Asta deranjează pe cineva? Da, nu știu de ce ar deranja, pentru că la final, iată, din soluțiile propuse de PSD, s-au găsit și soluțiile pe care le va susține guvernul mai departe. Noi avem o echipă de specialiști dincolo de cei care sunt în guvern, care lucrează zi de zi la toate aceste documente, la toate aceste propuneri. Ne-am dorit să o facă și celelalte formațiuni politice, să punem, nu știu, în paralel respectivele promisiuni sau propuneri și să găsim soluțiile cele mai bune. Așa că eu sunt convins că vom găsi soluții consensuale și că la finalul meciului, ca să folosesc același tip de expresie, vom fi cu toții câștigători, indiferent cine marchează. Acum e adevărat că Partidul Social Democrat poate a dat mai multe goluri pentru echipa națională și poate ei au stat mai mult în defensivă, dar eu sper să fie bucuroși că la final a marcat goluri și că România a câștigat.